page be my admin? Așa, să intrăm în PHP my admin. S-a rupt scaunul pe roți acum vreo două săptămâni și mă chinui pe niște porcării din astea. Cu spătar metalic și cu șezutul tare. Uf. And for the database name, type in user account. E, dar la mine nu merge așa. La mine merge de aici. New database. Test users. Și dăm tablul către test users cu toate privilegiile. And click on create. Let's create a new table with the name users. Și ce fac acum, l-am închis. Aici intrăm pe HP my admin. Băi, mereu le încurc, le amestec între engleză și română. Va fi nume. And for the number of columns, we have, I think... Nu, stai că stai tabelă, va fi utilizator. Utilizator. Cu două coloane, o să pună stare 5, stare 6. The ID, which is auto increment, the first name, the last name, the email, the phone number, and the last is the password. So 6. Na, nu trebuie să cu ID. Deci o să am 3. The ID, which is auto increment, the first name, the last is the password. So 6 and click on go. So for this one, the first column is ID and type in with auto increment option. ID and auto increment. First name with a type of varchar and the length, let's say 100 and prea bun. 30. La parolă nu se filmă nimic aici. Varchar. Da, nu cred că e ceva diferit. I think 32 will be enough, but let's just put it to 50 or set it to 50 and click on save. Nu, cred că știu pe nimeni care are o parolă de 30 de caractere. Ce s
să mai zic de 50. Cred că eu am una singură de 30 pe Steam, după ce mi s-a crăcuit contul, singura, de fapt singurul cont care mi-a fost spart vreodată. Și de atunci am pus o combinație din asta să mă gândesc, deci 4 ori, nu, nu, 3, nu, 3 ori 24, nu, da, 30 de caractere. So now we have our database, which is the user accounts, and we the table, bla bla bla, with 6 fields, which is ID, first name, last name, phone number, and password. I think it's high time for us to define or create or config that PHP. So let's open up our config.php file and connect our database to our PHP code. So here in nimic, le schidem încă o dată. Inside our config.php file, we need to open our PHP tag and define 3 variables, which is for our DB user, which is root, and DB password. Aș mi-am dat seama că au niște chestii de editat aici. Că altfel mă trezesc cu belelele. Așa, să continuăm. Astăzi e a doua zi. Ziua de ieri a fost o zi pe care am început-o târziu și am terminat-o de vreme. Că așa e. Când ești bolnav, mai ce niște șveps, noroc. Ah, să începem. Păcate, am uitat să salvez acest config cu PHP. Nu am nicio problemă. Aș schimba. Aș schimba parola totuși. Că asta mi-e cam... În ce stil? Păi am eu un stil de parole. Trebuie să o și notez. De fapt e notată aici. Apare? Very strong. Să scriu întâi aici. O să fie o combinație din... Blue test minus egal ora 11:35 egal minus. Cam așa mă joc eu cu parolele. Și facem un paste very strong change save ok bla bla. În afară de asta, că nu mai să vă arăt vechea parolă, tot e ok, n-am nicio problemă. Ok, db name va fi database, va fi asta. Nu sunt sigur. Cam test și test users. De.
Okay, test users, yeah. Și mai departe să vedem ce zice domnul. Mai bag o variabilă. Data asta îi dau save, să vedem merge. Find a new object of the PDO class. Open close parenthesis. So inside here we need to type in MySQL and colon and then host equals localhost and semicolon. After that, db name equals, we need to append the db name variable that we have defined above and append another thing which is for the character set of our database, which is UTF-8. And after that, we need to pass in the dbuser variable and also the dbpassword variable or the dbpass variable. And let us set an attribute to this. Ok. Așa, mergul de la... Hai mă, eu. Sunt din caracter normal de făcut. Nebe iuză. Ce asta aici? O să fie mai... Ce mai e și asta? System apps update o mă lași. Și de ce apare ora pe aici? Că o să fie... Chiar nu pot să-l mut. Auto line search on the end. Da, în fine. Momentan las așa. DB user. În virgulă. Dată tastatura asta pentru programare. DB pas ca să trimitem către baza de date, către MySQL, de fapt, către serverul MySQL, să trimitem datele de logare. DB object below. So DB set attribute and open close parentheses. And PDO ATTR error mode or yeah error mode and aici nu prea înțeleg eu ce s-a întâmplat și o să caut. HP data objects. Stilul ăsta de lucru cu săgeata asta, cu pointer ăștia sau cum se cheamă, nu o stăpânesc deloc. Și eu... E o ocazie de a învăța.
Mama, se pare că e o întreagă chestie. Într-un dacă și defines an object consistent interface for accessing databases. Deci, database driver, one of the modes. Deci ceva specific pentru baza de date. Video. Error mode. Should be exception. So this will give us more information if we encounter problems when we're using the DB object. Se pare un pic ciudat că n-am highlight de syntax aici. Exception. Dar, editorul ăsta nici n-au prea multe așteptări. Later on. So with that, we're now ready to use this DB object into our registration.php. So open up the registration.php file and let's include the config.php into this file. So require one the config.php. Okay. Config. And make sure. Din nou repet că poate e alt clip și nu s-a auzit. Știu să fac chestiile astea. De fapt știu să fac o pagină de login, dar pe stil mai vechi. Și mă uit să văd să poate învăț și niște chestii noi. Și chiar am învățat. So inside this if statement, we can now use the DB object that we defined in config.php. So all we have to do now is type in the SQL. And of course, our first SQL will be insert into users, and we just need to list the fields which are into users. La mine să fie utilizatori. Our first name, last name, the email, the phone number, and of course the password with values open close and question mark 1 2 3 4, I think it's 5, right? 5. And statement for our insert, stmt insert equals the db object that we have defined in config.php, and prepare for supply. Nici ăștia nu știu ce e. Statement insert, ok. Bine, asta e numai de variabilă, poți să scrii ce vrei la ID SQL. Am înțeles ce vreau să zic. And let's just delete this line. Edible. Clip.
fair. Hai, sunt niște chestii pe care trebuie să le mai studiez, pe din păcate nu înțeleg exact ce se întâmplă. Prepare. Probabil se leagă de ce e declarat în config pe HP. So after this is the empty insert, let's define result and stmt insert and type in execute. And of course we need to supply the array of the fields or the values coming from the form, which is the first name, just the first name, last name, email, and phone number, and password. So if result is true, open close curly braces, echo successfully save. Okay. Și dacă avem un rezultat, atunci bang, echo, echo ce e aici, pardon. Asta le modificăm acum după să fie ce trebuie. Else echo there were errors while saving the data. Save your file and open up the browser. Ne. Else. Eroare. Save your file and open up the browser. Refresh the page. And let's try to input some names here. Example, Jane, the last name Doe, and email address will be janedoe@gmail.com. Phone number +63 98 56, just random numbers. Okay, and password Jane Doe, and click on the sign up button. Cool. Now it says successfully saved, but let's check our database or the phpMyAdmin to see if the data has gone. Da, să verifice dacă s-a introdus în baza de date. Let's just click on this browse and you can see we now have the Okay, să încerc ceva nou. Unexpected, blah blah, registration, până mi-a două foot. În primul rând, configul nu e închis. Nu știu la pe mine, dar nu mai dăm pe ce mine. Mi-a 28. Da, am uitat să închid acum. Completează formularul de mai jos pentru înregistrare sau autentificare. Autentificare, nu înregistrare. Numele meu este șeful și parola este eu le știu pe toate. Salva cu succes. Utilizator, nume șeful, parola eu le știu pe toate.
Acum să se noteze că în login-ul meu de pe aplicația BVD, eu am făcut, ne-am încercat să găsesc eu un algoritm, e destul de simplu gândit. Ideea este că nu am vrut parola în clar în baza de date și am folosit o succesiune de funcții din asta de încriptare. Nu mai știu exact ce metodă am folosit, dar știu singur că le-am combinat cumva într-un fel de formulă ca să nu fie doar, nu știu că sunt astea, MD5 și SH, nu mai știu ce, SH, parcă, și le-am făcut cumva într-o formulă așa, random, ca să-mi facă, nu știu, dau un exemplu fictiv acum, că nu mai știu exact ce am scris acolo, ca să-mi facă MD5-ul de la SH-ul, de la parol, ori 2 plus ceva de genul ăsta, ca să fie ceva, un cârnat de caractere care chiar să nu mai poată fi, bănuiesc eu, care să nu mai poată fi restituit în parola originală. Nu mai știu, asta știu că făcusem la momentul respectiv. Acum, privind aici în cerințele de la test, nu mi se cere nicio treabă de securitate. Să dezvolt o aplicație de administrare activităților zilnice, să permit autentificarea în funcție de permisiuni, activități, unor task, nu știu ce, să nu crape, să fie prezentabil, să fie făcut în PHP, libertate completă a spațiului, să încarcă pe GitHub, să face readme. Deci n-am niciun fel de cerință de securizare. Asta nu înseamnă că lucrez așa, pentru că e de la hack și nu se face așa ceva. Să ai parola în clar în baza de date. Dar e ceva care îmi ia niște timp, durează și nu este relevant la momentul actual. Așa că să fac o paranteză, să nu mai vină cineva cu unul din acele comentarii: a, tu te dai programator, dar uite, parola este în clar în baza de date. Cine face așa ceva? Tu nu știi nimic. Oricum o să fie. Oricum o să fie. Și aștept să le răspund pe măsura comentariilor lor. Găsesc ei ceva. E fontul prea mic, e fontul prea mare. E butonul creier albastru în loc de verde. Găsesc ei ceva. Mai încerc încă o dată. Și dau nume parolă. Trebuie să fie și... Avem un refresh pe aici? Parcă era. Hai, mă. Da, pe browser, pur și simplu. Ok. Vedem, crește și ID-ul. Acum o să-i ștergem, că nu are niciun... Așa, să vedem dacă le... Piu... Piu. Asta cu ID-ul era ceva, că trebuia să intre undeva să resetez la unul. O chestie simplă, dar nu-mi bat capul. Capul acum cu asta. Asta ce mai departe. First record, which is the Jane. The first name Jane, last name Doe, email address janedoe@gmail.com, phone number, and of course the password, which is Jane Doe. Okay? So I think our insert method or insert logic is good, but there's a lot of room for improvements. So, for example, we want the form not to reload every time we submit the information, and also the feedback if successful or not is, I think it's not that good or not that good looking. So we will implement the sweet alert library to replace this boring feedback that we have here. So in the previous tutorial we have learned how to implement or insert values coming from this form into database, and in this tutorial we're going to
learn how to implement jQuery and the Suite Alert to replace our traditional. Asta a făcut ca mine, a zis că face mai multe clipuri și l-a băgat într-un singur la urmă. Or type in different values here. Deci că in this tutorial, ca și cum ar fi încă unul. Phone number, password, and then click on sign up. So we have the traditional feedback here, successfully saved, which is I think not that intuitive. So we're going to implement the Suite Alert to replace this traditional. Okay, treci la treabă, cam adormit. Inserting the values to database using pure PHP. We're going to use the power of jQuery. The power of jQuery. Hai să vedem. E prima dată când folosesc. Sau prima dată când folosesc și știu că asta este. Search for the jQuery. Ok. E prima dată când folosesc. Da. Să mai am și pe asta un pic ca să-mi ia taburile. Library. Ok. So we could click on or either on this link. Links, but let's try this, the first link, jQuery, and click on the download. Okay. So here we could actually see all the options that we have for jQuery or for including the jQuery to our project. So accordingly, we can just use the CDN for our jQuery. But there are also option here to just use the CDN, or are those CDNs coming from some reputable companies such as Google and Microsoft? So they're hosting also the jQuery. So for now, let's use this Google CDN. So open this by clicking on this link. Okay, so we could just copy this snippet for 3.x. Okay. Du-te mai aici. For jQuery version 3.something. So just copy this script and let's go back to our registration.php. And before the closing of the body tag, let's paste the script. And below this line, let's test our jQuery if it's working or not. So Ow. Mă. Să mă slăbesc că mă doar genunchii fac. Scaunul nu ajută. Ce-ai făcut? Ce faci, mă? Type and now go JavaScript. $ and then function and close parentheses and open close curly braces, semicolon at the end. And first, let's just alert something for the document ready event. So hello, save registration.php and go back to our browser and let's stai. Ah, cum tu pur și simplu ca uite să spună pot. Și
Tadam, sigur. Registration that PHP and go back to our browser and let's go to our user accounts and registration that PHP. So we have Nu prea merge. Nici cineva de asta? Asta nu are comentarii cum ne cuprime așa. Nu găsesc și o comentarii. This video was sponsored by Last. Okay. To our registration that page be. I say I'll shop pass coupons. Mare, mare. Script sono segnato. Pensa așa, Ajax, stai la cu paste. Închidem scriptul, deschidem iar script. Type egal cu text JavaScript. Închidem dolar function. Aici am un rat. Net hello. Probabil acum o să merge. Ok. O să merge. And go back to our browser and let's go to PHP. So we have the basic alert or JavaScript alert. That's hello. Hello. So I think the jQuery library is working. So the next step will be to include another library, which is the suite alert. So suite alert will replace this JavaScript alert pop-up. So let's search for suite alert. Nu știam că asta e o chestie. Învăță lucrul. Ok. So, Suite Alert. Actually, there are two versions. Suite Alert and then the Suite Alert 2, which is a newer version than the first one. So, Suite Alert 2 is a beautiful, responsive, customizable, accessible replacement for JavaScript pop-up boxes. So, they have here a comparison between the normal alert and the Suite Alert 2. So, first let's show the normal alert by clicking on this button. This is the native pop-up coming from the JavaScript, and the second one show success message. So this is sweet mișto. So as you can see, this is de când vreau să scap de porcăriile alea JavaScript native pop-up alert care arată ca în anii 90. So let's go ahead and integrate this sweet alert to our project. M-a dat pe spate. Go to installation.
and we just have to grab the CDN coming from the JS deliver. So all we have to do is copy this script. Bă, și mi-aș dori de... De ce îmi bagă layout-ul de mobil în momentul când sunt pe desktop? Bagă detectare de browse, de unde îți vine utilizatorul. Și dacă e desktop, nu mai face răhatul ăsta, că nu vreau așa ceva. Frate, ce mă enervează site-urile care fac chestia asta pe desktop. O tâmpenie ordinară. E un motiv pentru care fac asta pe calculator și nu pe mobil. Că am stătea cu mobilul în mână ca toți smartphone zombies care umblă cu telefonul nas pe stradă. Dar nu fac. Te-ai supărat pe mine sau ce? Și am notat singur tema, nu m-a mai așteptat pe mine să-i dau accept. For snippet, and we just have to paste it below the jQuery library that we have integrated earlier. Okay? And now instead of this alert, we need to call on the suite alert 2 and then fire. And of course we need to define few things here, which are the title. Okay. Yeah, I'm not the microphone like so. Fire. Titlu. Title would be Hello World, and text would be this is nah from street number 2. Textul să fie. Dat cu autocompletarea asta nu sunt obișnuit. Du-te înapoi! Textul meu, na. And the type will be success. So let's try this. Go ahead, say type success. Save our file and marfă, frate. Și așa de simplu. Da. And go back to our browser and refresh our user registration or registration.php. Okay. So as you can see, we have here a better and much cleaner pop-up, which is coming from the suite alert too. So hello world, this is from suite alert. Side note, notă, e mișto. Înțeleg de ce ar vrea un angajator chestia asta, pe ce am făcut eu. Strict pe site-uri, tot mi se pare inutil. Pentru că treburile astea le găsești incluse în teme WordPress. N-ai nevoie de așa ceva. Eu le fac, că mi se cere. Aia e. În fine, o să ai nevoie de așa ceva dacă îți construiești tu aplicația ta web. Dar hai să ne discutăm chestia asta despre site-uri. Că mă apucă spumele din nou. jQuery, so it would have registration.php. So in our form we have the submit button, which is the sign up, right?
So instead, let's define an ID for this one, or let us say register. And inside here, let us type in ID register. If it's then function. The register. It's click. Okay, this should be function. And close here. And inside this, let's try the sweet alert. If it working or not. So let's just check the sweet alert or one. Once we click the button. Deci small file odată este închis. Asta în register e închis. Și mai trebuie o dată din ce văd eu. The submit button, the sweet alert should appear. Okay, so for now save your file and go back to our browser and refresh our page. Okay, și bănesc atunci dacă pun nume și parola. Mi-a apărut, n-a dispărut. Înseamnă dacă face și el la fel, dar e la fel. And let's try to click on this sign up button. Okay, so we have here. Am mai spus fără. Okay. The sweet alert. So it means that the script that we are working on is working. Okay. So before that, let's set this aside for now. Because our primary concern is the values coming from this. Form. Because our primary concern is the values coming from. Is form. Okay, so let's add some IDs to this field. So first, change some ID. His name. Let's just copy this. First name, last name, email, phone number, and password. So this will be last name, of course, email, and phone number, and this one more, password. So inside here at the function, we need to declare a variable for our first name. S-a gândit și ăsta să dea zoom. Okay, and then let's
get the value by using the val method and specify our ID for first name. So copy and paste last name, email address, phone number, password. La parola. So this will be for last name. Mamma proprietor. For email. Da, mă, ce-ai făcut? Fă-le naibilă ca lumea din prima. The fourth one is for phone number and of course for the password. Okay, let's indent this so it should be readable. Okay. So at this point we could actually perform a validation to these values, right? So first name, last name, email, phone number, password, and so on. But as you can probably remember that we defined a required attribute to our fields, so we can be sure that the values are not empty. But we could also check for validity of our values. So var is valid equals this dot form dot check validity. Okay, so we're just gonna check if the valid variable is true. If it's true, let's press alert true, and else false. It is true. Interesting. Click function, the GA. Condition, we should prevent the form from submitting because we want to use the jQuery submit instead of the traditional submit of the form. So in the previous tutorial, we have already implemented the jQuery and suite alert to our project. So this time we will continue working on with the jQuery so that it will post our data to the database or to a file, and then the file will be processing our information, processing the form data, and insert it to the database. So we have here the prevent default that we have in the previous tutorial. So after this line, we need to define the AJAX request. Okay, so AJAX request and curly braces inside and semicolon at the end of this line. The next step is to define a few things here. So the first one is type. So the type of this request is post. And for the URL, we need to define process.php. So we'll be creating this file later on, process.php. And then data,
So the data should be all the information or all the variables that we have defined here. So or să pun călăuri peste aici. Better yet, we could change this or import or place this inside the condition valid. Ta-na-na-na-na. And then the data should be listed as follows: first name, then supply the first name, and let's just copy and paste this line 2, 3, 4 and 5, remove the last comma, and last name, and email, and phone number, and of course the password. And let's define another option, which is the success. So this success is a function that has the data parameter. Okay, and let's just copy this one for something if we encounter errors. Later on. Okay, the same thing, function, and it has data parameter. So we need to copy our script alert up to display something here. So title should be We need to copy our script alert up to display something here. So title should be successful, and the text user register for successfully registered. Okay, and we could copy and paste this one for our error function. So errors, and there were errors while saving the data, and 5 would be errors. Da, eroare. So we have the first name, last name, okay, email, phone number, password, and the password value. Okay, let's just remove this. And so this line. Să închidești, să am niște probleme aici. Să am tocmai niște chestii noastre. După aia doar o acolandă, după aia o acolandă. Singur, ne înțeleg dacă stau să mă uit bine, dar acum stau să copiez doar ce nu mai chinui cu
So the next step is to create the process that pays. PHP file, so let's define a new file, process.php. Особо по знакомо на пилки. And inside this process.php, let's just echo something for now. Hello. Hello from process. So we'll know if the process.php is working or the Ajax request that we're working on is working. So save your file, your process.php file. Go back to our browser and refresh our page. And let's try to input something here. Okay, first name, last name, email address, phone number, and then sign up. Successfully registered. It says successfully registered. Okay, let's change the text instead of successfully. Новый номер, но пароль. Та самая. Ну, классно. Schimbăm folderul local. Test. Ah. Registration. У нас там нового кредера. Сейчас отключим лумон пигла. Tarari, tarara, și ce probleme la... Mm.
Iată și mie asta cu ce să leagă. Hello. Asta chiar nu mai știu ce fac. Successfully registered. Să fac o comparație. Deci avem de la var pas var parole e un e fault Ajax type post process data layer. Parola parola success function get data con să lași la fel să urmăr mai așa să arăt file schis title start success las niște chestii închis cu acolada. Și aici mi se pare o tâmpenie la suite alertul ăsta, că îl deschis și îl închis de două ori cu acolada și cu paranteză. Da, nu știu. Asta e primul. După care urmează o acoladă deschisă cu virgulă care spun error function data. Deschidem, facem solve the fire title, asta se simplu că sunt bune, este mare ce căuta aici error, se închide cu asta, avem o acoladă, avem o dublă de asta, jbang el să jbang. Putem atins punctul sensibil. Uite textul, nu? Aste. Bun. TTT și acum verificăm pe lângă multe altele și care nu am și TTT pe ultimul. Când să dăm check-ul și cu select delete. Așa. Și titlul textului meu asta nu mai chiar nu mai trebuie. Nu! Ce porcărie, și nu-mi dau alertă! La toate tâmpenile te întreabă dacă vrei să... Da, asta zic. Și fix la asta, când schimbi pe altă adresă, nu te întreabă dacă vrei să ieși. Da, asta zic cu programatorii lupește. Iuiu.
Păi și trebuie neapărat să fie și ăla, titlul textului, nu? Z, sau se întâmplă ceva cu... It should be the data coming from the process.php. Save your file register. După așa, text, data. Registration.php and go back to the registration.php page, registration.php page, and refresh. Da, mi-a rămas asta. Input random email, stay only password, and then sign up. Hello from. Ah, da, că am omis, da. Bun, așa. Am lăsat închiderea. Tete. Să încerc în proces pașc, mai încercăm o dată, încărcăm din nou, tabul refresh, totul. Să încerc în proces. Trângem iar să nu uităm aici de utilizatori. Process, as you can see, so we can say that the process.php and the jQuery AJAX request is working. Okay, so the next step is to fully modify our process.php. So let's just copy the code that we have here earlier, okay? Stai Code acolo. that we have here earlier. Dai pe la linia 15, match is set. A, practic, între markerii pe HP. Okay. And paste that into this process.php. And instead of checking if the post create is set, what we need is just to check if the post is set. I mean, the post variable is set. So if that is set, then we could get all the values coming from the request. So first name, of course, last name, email, phone number, and password. Okay, and of course, if there's no request, let's just echo no data, and then Ce era acum? we Eco. Dar nu era așa, eco era cu ghilimele. N-am dat. here the insert for our database, right? But we don't have the connection for our database, so let's just copy the config require once line and paste it here in our process.php file. So we now have the config, all the configurations defined in config.php. Da, dar cred că ar trebui să meargă și după o singură deschidere de pe HP. Ce chestia asta de aici? Deschide, închide, iar deschide. Here in our Ai zic că process.php file. corectez.
So we have here all the values, first name, last name, email, phone number, and the password. So for the password, let's make it a little secure by using the SHA-1 encryption. Am zis eu, mă. Am zis eu. So to encrypt our password, instead of a plain text password, the password will be saved as some random characters. So it will be less readable if someone got the access to our database. So let's save the process.php file and of course also this registration.php and go back to our browser and refresh our page. Okay, let's try sign up or click the sign up button without filling in the form. Okay, so as you can see, the normal request will not be processed because there's a validation. And if you try to type in values here, say for example John Doe, and email is johndoe@gmail.com, number, any random number for now, and password, any random password, and click on the sign up button, and it says successfully saved. Ion. Require once. Da. Se întâmplă uneori. Verificăm și aici, avem se întâmplă și cu parola encriptată, ceea ce să ne arate și domnul. Or phpMyAdmin, if the cred information that we have submitted is saved into our database. So localhost and then phpMyAdmin. Enter your password or username and password. Te-ai delogat, Google? Eu nu m-am delogat. Go. And then user accounts, browse. So in user accounts, we can see all the informations that we have submitted. So first name, last name, email, and of course the password that is hashed by SHA-1 encryption. Okay, so I think that's all there is to it and how to create user registration form in PHP. I hope you learned something in this tutorial. Bun, și aici o să mă opresc și eu pentru că urmează practic o estetizare și mai departe o să fie funcția de login, forgot your password și așa mai departe. Ne vedem în următorul clip. Salut!